Mai multe ori în viață suntem avansați cu mai mulți pași și pe bază de imaginație. Ne gândim cum o să fie, ce o să fie. Deja suntem acolo într-un fel sau altul. Și când ajungem la realitatea zilelor și a faptelor și a locurilor respective și comparăm cu imaginația noastră, ne dăm seama uneori ce departe am tras. Fie în bine, fie în rău. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt mult, cu mult prea înalte față de cum am gândit și am sperat noi. Încercările vieții sunt de o atât de diferită natură decât am așteptat noi. Am gândit la orice, dar n-am gândit să vină din direcția aceasta. Și dacă unul îmi spunea, aș fi spus, despre cine vorbești, Doamne, acolo în treaba aceasta. Și pe de altă parte, lumina și lecția și mesajul pe care Dumnezeu îl desfășoară continuu prin tot ce se întâmplă în viața și ființa noastră ne determină să lepădăm ce a fost copilăresc în felul cum am înțeles pe bunul Dumnezeu și să devenim oameni mari în înțelegerea noastră. Acest lucru se prevede în perspectiva cinei Domnului de mâine. Care este cel mai important eveniment care este proiectat și care a avut loc la Sfânta Cină? Ce ne-mi spune? Nu? Pe când frângea pâinea înaintea lor, ei și-au dat seama că este Iisus. Adică Scripturile vorbesc despre mine, natura vorbește despre mine, mărturia Duhului Sfânt vorbește despre mine, spune Domnul, și experiența vieții voastre la fiecare pas vorbește despre mine. La frângerea pâinii s-a descoperit Domnul Hristos. Altfel, dacă nu are loc această descoperire, este o simplă, un mic breakfast, ceva așa, un ceai și un biscuite, care luăm noi și plecăm acasă. Dar lucrul acesta este menit să aducă cu sine descoperirea, să vedem cu ochii noștri prezența aceleia pe care îl sărbătorim sau îl comemorăm cu acest eveniment. Și tema noastră din seara aceasta se numește Omul Copac. Unii dintre voi, când ați auzit treaba aceasta, v-ați gândit repede la omul ăsta din Indonezia, căruia îi cresc părți cornoase pe corp, îi cresc unghii, dar masiv, cam 5 kg odată i-au curățit de pe el. Are niște mâini înfiorătoare. E copac, dacă e copac, l-au curățit de mai multe ori. Niște medici au declarat că este vindecat, că au reușit să oprească nenorocirea asta prin care corpul produce aceste lucruri. N-a fost așa, a revenit. Dar pe cât de groaznic este, unul dintre, sunt câteva exemplare în lume, dacă nu, cred că vreo 6. Unul dintre ei este atât de înspăimântat de faptul că îi cresc atâtea, sub formă cum ar fi negi, dar sunt cornoase ca unghiile. Unul dintre ei a suferit și suferea atât de mult încât omul a cerut să-i se taie mâinile, tăiați mâinile, nu mai pot să mai duc așa ceva pe mâine, vreau să fiu fără mâini, mai bine. Nu ar fi o rezolvare, pentru că dacă îi se taie mâinile, corpul o să continue să secrete în alte părți și o să construiască cum aș construi pe față, pe nas, pe ochi și așa mai departe. Este crescențe din acestea. Asta e omul copac, așa îl numesc ei. The tree man. Noi însă nu o să avem acest lucru în seara aceasta, ci ceva mult mai grav. Că în timp ce omul acesta are corpul bolnav, care secretă și face ceea ce n-ar trebui să facă, lucrul acesta este caracteristic, de fapt, fiecărei persoane. Pavel spune, mintea mea știe una, vede una, numai că viața mea secretă alta. Cu mintea văd, dar cu firea nu pot. Și atunci crescențele acestea mentale și spirituale care cresc pe sufletul oamenilor sunt mult mai periculoase decât acestea de os care sunt curățite. Omul supraviețuiește în condiții grele, foarte grele, dar supraviețuiește și poate să fie un om foarte sănătos mental și sufletește în timp ce e bolnav fizic. Iar altul poate să fie foarte sănătos fizic, dar este bolnav mental, îi cresc în minte gânduri de felul acesta, tot felul de lucruri care sunt mult mai grave decât celelalte. Dar aici când noi vorbim de omul copac, ne referim la un anume eveniment.
Și dacă vom merge noi împreună în Evanghelia după Marcu la capitolul 8 și de aici vom citi de la versetele 24 la versetul 30, Biblia spune că omul acela pe care Domnul Iisus Hristos l-a vindecat a fost întrebat: vezi ceva? De multe ori noi vorbim cu oamenii sau cu familia din noastră sau cu cei cu care călătorim și uităm să ne oprim să întrebăm pe omul ăla: Domnule, eu vorbesc aici, dar tu vezi ceva, tu înțelegi ceva? Eu având harul ăsta să vorbesc de vreo 40 de ani, m-am tot învățat să iau tonul de pe fețele oamenilor și să-mi dau seama dacă nu cumva vorbesc singur. Iisus îl întreabă pe omul ăsta: Domnule, vezi ceva? Adică ai înțeles ceva? Ai prins ceva? Și omul răspunde: văd niște oameni umblând, vă rog să subliniați chestia asta că imediat ne întoarcem, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Omul copac. Textul acesta ne arată două lucruri. Că ceea ce vezi nu e întotdeauna ceea ce ți se pare. Și că între ce ți se pare că este și ceea ce vezi e mare distanță. Sunt oameni care se uită la un om și văd un animal. Și îi zic, știți voi toată lista. Începând cu unele și sfârșind cu cele interzise, care nu trebuie să mâncăm, că sunt necurate. Se uită la un om și vede chestia asta. Asta e situația. Acum, dacă tu ești obiectul ăsta și dacă cineva se uită la tine și în loc să te vadă pe tine, vede o bovină sau o porcină sau în avicultură ceva, sau vedeți voi din câini sau din speciile astea, șerpi, vipere, tot felul de toată paleta aceasta, dacă cineva se uită la tine și vede așa ceva, nu trebuie să te încarci cu o vină. Pentru că nu este problema oamenilor, nu era problema oamenilor care se mișcau în fața lui că el vedea copaci. Nu, oamenii nu erau copaci. Și nici tu nu ești ceea ce zice unul sau altul că ești, ci el zice ceea ce vede el. Și nu ce vede, ci ceea ce îi se pare. Și omul acesta a subliniat foarte atent: văd oameni, știu că sunt oameni, știu că sunt creați de Dumnezeu, ar trebui să mă port într-un anume fel, dar mie mi se par a fi altceva. Și de aici a pornit. Aș vrea să urmărim lucrul acesta în aplicația lui. Niciodată Mântuitorul nu a făcut un lucru pentru un simplu spectacol. Așa ceva n-a fost. Cum zicea un frate mai în vârstă la noi: misiunea pastorului este să hrănească oile, nu să distreze caprele în adunare. Și zic că aveți toată dreptatea. Așa este, nu suntem aici să distrăm caprele, că ele și așa sunt distrate, săracele, și dacă le mai dăm și noi mor de distracție în final. Urmăriți, vă rog, acest aspect în aplicația lui. De ce a îngăduit Mântuitorul acest episod să fie scris în Evanghelie? Pentru că avea să pună o întrebare foarte serioasă. Imediat ce ucenicii au observat această dublă intervenție a lui Iisus în viață, că este singura de altfel, de două ori intervine, omul vede odată pe jumate, văd oamenii dar sunt ca niște copaci, vină înapoi, îl atinge din nou pe ochi, cum vezi, văd deslușit, acum este clar, în două etape. Nu a fost neputința lui Iisus, a fost necredința lui, dar Dumnezeu nu părăsește un om din cauza puținei lui credințe sau necredințe sau așa mai departe. Care era, de fapt, rostul acestei minuni a lui Dumnezeu în două etape? Îi pregătea pentru o întrebare inimaginabil de importantă, aceea care trebuie să o luăm asupra sufletului nostru și căreia îi vom răspunde și mâine în jurul cinei Domnului. Întrebarea era aceasta, Marcu 8:27. După ce s-au întâmplat toate astea cu copacul și cu copacii, omul a plecat cu ucenicii, Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezarei lui Filip și pe drum le-a pus următoarea întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Ce văd ei când se uită la mine? Și ce li se pare
că sunt... De asta s-a întâmplat totul aici. Ca un om să înțeleagă că nu e tot una ce vezi cu ce ți se pare. Și tu trebuie să... Nu e nimeni vinovat dacă s-a născut miop sau vede într-un fel sau altul, sau un daltonist, sau un... sunt diverse boli și neputințe de un fel sau altul. Nu e nimeni vinovat de lucrul ăsta. Nici duhovnicește. Nu va fi nimeni pierdut pentru că a fost pe jumate orb sau că a văzut pe jumate bine doar sau pentru că n-a văzut deloc, ci este vinovat pentru că a refuzat medicamentul care i s-a oferit. Aceasta este cauza. Imediat ce a predat această lecție cu tremurător de importantă, Iisus adresează întrebarea aceasta: cine zic oamenii că sunt eu? Și ei răspund. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Deci ei se uitau la Iisus, îl vedeau pe Iisus, dar li se părea că este Ilie sau că este unul. Vedeau și li se părea. După ce au răspuns la această întrebare, a urmat cealaltă întrebare care este personală. Dar voi, tu, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Răspunsul: tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Știți care era, și noi dacă îmi fi întrebați acum, ce părere ai de răspunsul lui Petru? Foarte bun, am zice. Asta era răspunsul. Dar dacă ar fi continuat Iisus și ar fi spus, eu sunt Hristosul, dar ce înseamnă Hristos pentru tine? Aveți să vedeți că Petru nu credea deloc în Domnul Hristos. El vedea pe Domnul Hristos, dar lui se părea altceva. Că în momentul în care Iisus a spus, uite, fiul omului va merge la Ierusalim, va fi omorât, a treia zi va învia. Să te ferească Dumnezeu, așa ceva. Dovadă că el nu credea cu adevărat în Iisus. El vedea pe Iisus, dar avea părerea lui. Dacă întrebarea aceasta ar fi fost adresată, tu ce crezi că înseamnă Hristosul? Eu sunt Hristosul, da, foarte bine. Ce înseamnă lucrul ăsta? Păi înseamnă, și atunci ar fi dat descrierea tradițională, istorică din Israel și pe baza căreia s-au mișcat ei din societate și l-au însoțit pe Iisus. Dar când Iisus a prezentat adevărul despre el, ce urma să se întâmple în clipa aia s-a tras înapoi. Nu se poate întâmpla așa ceva. Mă întreabă un domn inginer odată la Portland. Domnule, dumneata ești adventist? Și eu era să zic da. Dar m-am oprit o clipă. Și zic, ce înseamnă pentru dumneavoastră un adventist? Păi ăștia cu sâmbăta și cu porcul. Asta înseamnă adventist? Da. Pe atunci eu nu sunt adventist cu metre. Dumneavoastră vă duceți întâi să învățați ce înseamnă lucrul ăsta și după aia când mă întrebați, discutăm, dar momentan n-are sens să discutăm din timp, din moment ce pentru tine asta înseamnă. Păi da, am avut la întreprindere, domne, 20 de ani am avut acolo. Eu le-am dat sâmbăta liberă, una alta, dar discuția 20 de ani a fost pe tema asta. Nu, zic, oamenii ăștia nu erau adventiști. Mie îmi spui treabă, nu zic, ei erau pe cale să devină. Oamenii ăștia erau în pregătire, e cu totul altceva. Direcția în care mergea cineva. Un adventist este un creștin în centru vieții căruia este Hristos. Acela este, atunci dacă vorbim de advent, ce eu mă aștept pe mine însumi să devin nu știu ce sau nu știu cine, eu pe mine mă aștept sau aștept pe cineva. Când i-a spus lui Petru cum arată Hristosul, n-a mai mers. Acolo s-a oprit credința lui. El pur și simplu, fără să-și dea seama, a fuzionat cu diavolul. Și Iisus i-a spus înapoi, a mea, Satanul. Credința creștină a fost acuzată că ar avea următoarea esență. Crede și nu cerceta. Cu asta ne-au bătut în cap cât eram în țară. Tovarăși și instructori de la partid. Unii dintre ei nu se semnau chiar așa bine și niciodată era unul care niciodată nu făcea aceea semnătură. Dar asta o repeta. Crede și nu cerceta. Nu, credința creștină este pur și simplu cercetare din start. Este cea mai profundă, este cea mai angajată cercetare posibil. La orice pas vom merge în Scripturi cu privire la credința creștină, observăm că suntem îndemnați și de Dumnezeu, și de exemplu acestor oameni să cercetăm lucrurile. Acum se depășirem sărbătorile de iarnă și ați observat că la
nota comună a tuturor actorilor principale ai acestor sărbători de iarnă pe care am avut noi, nota comună centrală este cercetarea. Când păstorilor le-a fost adus mesajul, au plecat să cerceteze. N-au stat pe deal acolo și au cântat din fluier. Hai să vedem ce ni s-a spus și au plecat acolo. Unde este credința creștină, crede și nu cerceta? Când magii au, păstrând o tradiție de 1400 de ani, când au văzut astrul acesta nou și neobișnuit, n-au stat acolo vorbind toată noaptea unul cu altul și bănceai. Și au spus să mergem și au plecat. Când Mariei a fost adusă vestea chemării ei de către Dumnezeu, ea a pus întrebări cu privire la metodologie. A zis, gata, facem lucrul ăsta, dar care e metodologia? Pentru că, uite, ne lipsesc niște elemente, a spus ea. Credința creștină nu este crede și nu cerceta. Aceștia nu erau un fel de yes man sau de să trăiți am înțeles. Nu. Ei nu au spus să trăiți am înțeles când nu au înțeles. Ci au spus nu înțeleg cum se poate face așa ceva, având în vedere următoarele elemente. Și a spus care sunt elementele. Acestea sunt oamenii bine plăcuți lui Dumnezeu. Substanța credinței creștine este cercetarea, călătoria cercetării. Profetul Isaia îndeamnă pe orice credincios să se întrebe pe sine cu privire la ceea ce crede el sau la ceea ce vede și ce îi se pare că vede. Întreabă-te, nu cumva ai o minciună în mână. E păcat să trăiești mințit, e păcat să mor mințit când ai acces la adevăr. Veți cunoaște adevărul și el vă va face liberi. Pe omul care vede pe jumătate, cum era omul acesta, văd oamenii ca niște copaci, Dumnezeu nu îl îndepărtează. Nu-l disprețuiește. Cum n-am disprețuit noi un copil al nostru care are miopie. Aveam colegi la școală, nu era ochelar pe vremea aceea. Un coleg al meu, Costel, nu vedea deloc sărmanul și el punea ochii în creion ca să vadă cum mișcă pe caiet. Și doamna îl mai și bătea cu penarul în cap. Era o problemă de un alt ordin. Dumnezeu așa ceva nu face. Îi mai strigau orbule și câte alte lucruri de felul ăsta. Dumnezeu așa ceva nu face cu nimeni. Dacă un om vede pe jumate, Dumnezeu îl cheamă, hai să vezi de plin. O mulțime de oameni în lumea aceasta au înțeles pe jumate lucrurile. Oh, dacă n-au înțeles de tot, nu. Mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem noi factorul de decizie. Dar îl cheamă pe omul care vede pe jumate. Zice, să ai vedere de plină. L-atinge a doua oară și a văzut de plin. Dar unul spune, dar eu nu cred. Nu-i nicio problemă. Vino și tu. Tu dacă nu crezi, gustă. Așa scrie în Biblie. Gustați? Unul crede când a văzut. Nu, gata, mulțumesc, am înțeles dintr-o privire, nu mai întrebe, am văzut. Un altul nu. Tu nu trebuie să-l disprețuiești pe omul ăsta pe bază că, vai, ce necredincios, ce păcătos. Nu, Dumnezeu l-acomodează pe omul ăsta. Deci nu are nimic. Vine un coace și gustă. Când am venit noi aici și ne-ați primit voi cu flori de nemaipomenit, ne-ați făcut să și plângem ieri seară într-un video care îl văzurăm. Când am venit noi aici, Cristina noastră care a sosit aseară de la Geneva, ne spune în Paris că dumneai nu merge cu avionul, deși venisem cu avionul până acolo și avea 2 ani și ceva, dar acolo în Paris și-a adus ea aminte ce au spus niște vecine mai în vârstă, cu ce se ocupă avioanele și a spus ea în Paris, eu nu merg cu avionul. Și ce poți să-i faci? Iau la bătaie, mergi cu avionul. Nu. Zic, uite, Tina, ne uităm. Dacă îți place, mergem și dacă nu îți place, nu mergem, fată dragă. Foarte simplu. Adică gustă, fată. Ce să mă... Și avem o poză. Avem o poză. Dacă o arde casa, vreau să scăpăm poza aia oricum. Eram în ușa avionului și am văzut cum e destinul unui om. A pus un pas pe prag, a pus capul înăuntru, s-a uitat mult de tot, lumea în spate, era coadă. Se întoarce înapoi la mine și îmi spune, mai zice, ăsta e un autobuz mare, așa. Zic, mergem? Mergem, a zis. O, să mergem, gata, simplu de tot. Și seara am fost aici la
luăm alinta. Când am coborât la Los Angeles, zice, în seara asta dormim la malul. Neapărat, zic, aici zice dealul frumos, unde mergem noi acum. Și zic, exact, suntem la malul, da. Și am pornit împreună. Dumnezeu nu bate pe unul care nu crede. Cel care are impresia că ar crede, dar mai puțin crede, stă de parte de el ca de ciumă. Nu, Dumnezeu nu face așa ceva. Zice, tu dacă nu crezi, tu gustă. Dar un altul zice, cine e Iisus? Păi dacă e pe strada noastră, dacă surorile lui aici, frații lui, părinții, ce povești sunt astea, domne, cu Fiul lui Dumnezeu și cu ce spuneți voi? Iisus nu se supără pe oamenii ăștia. Se supără creștinii, dar Iisus nu se supără. Știți ce le spune Iisus la oamenii ăștia? Așa este. Sunt după strada voastră, surorile sunt acolo, frații acolo, cu tare. Astea sunt adevărate, dar uite, eu vă spun ceva. Nu mă credeți pe mine, nu e nevoie. Credeți lucrările acestea. Uitați-vă la lucrările astea care se întâmplă aici și credeți-le pe ele. Mai nou, dacă urmăriți mai de aproape, în lumea științifică se produce o migrație, e un fenomen cutremurător. Tot mai mulți oameni de știință care s-au declarat, dar care de fapt n-au fost niciodată, că nu poate împotriva naturii omului să fie ateos, fără Dumnezeu. Nici Satana nu e fără Dumnezeu. Are Dumnezeu Satana sau nu? Da, e un lui, cum să nu? El se numește Dumnezeu veacului acestuia. N-ați văzut în Biblie. Eul lui e Dumnezeul lui. Și unul care spune că e ateu, nu e adevărat. Asta nu există așa ceva. De moment ce diavolul nu e ateu, n-ai tu cum să fii mai jos decât diavolul. E fără... Asta n-a, e irațional. Dar unui astfel de om care refuză să creadă în Dumnezeu sau... Dumnezeu îi spune, uite, cercetează lucrările. Și mintea ta de om sănătos la cap, spune în psalm, numai un om nebun poate să vadă aranjarea în genomul uman a acestor miliarde de informații ca niște cărți în bibliotecă, fiecare aprinzându-se și stingându-se, declanșându-se ca niște întrerupătoare ce nu s-a pomenit pe lume. Numai un om care nu are control asupra minții lui și care poate n-a stat niciodată să gândească, așa spune psalmul, nebunul poate să spună, ăstea s-au făcut singure. Dar zice, cercetați lucrările mele. Chiar nu de mult timp ascultam un domn profesor pe care îl iubesc foarte mult, profesorul Lennox, profesor de matematici la Oxford, discutând cu un domn faimos, foarte faimos în lumea aceasta, pe care îl întreb așa. Spune-mi, cum ai devenit ateu? Ce te-a făcut pe tine ateu? I s-a întâmplat ceva în viață? Trebuie să știi de ce ai ajuns ateu. Ceea ce a făcut Stalin a fost un răspuns la ceea ce i s-a făcut dumnealui în seminar, când era la teologia ortodoxă. Ceea ce a făcut Hitler este ceea ce a spus dumnealui că i s-a întâmplat lui taică-s-o din mâna unor anumiți oameni. Și atunci au tăiat popoare întregi milioane și istoria aceasta e greu de suportat, chiar să o și citești. Dar întrebarea domnului profesor către... Pe tine ce te-a făcut ateu? Păi ăștia i-a făcut chestia asta. Tu ai fost credincios, tu ai fost la biserică, tu ai fost și pastor, ai predicat. Ce te-a făcut pe tine ateu? Și omul n-a avut niciun răspuns. Nu. Nu era ceva care... N-ar avea ce și n-are nimeni. Dacă diavolul nu are justificare pentru ce a făcut, n-are sens să discutăm de justificarea altă. Nu există chestia aceasta. Și atunci îi adresează a doua întrebare. Uite, dacă nu știi ce te-a făcut ateu, vreau să te întreb altceva. Ce te-ar putea face creștin pe tine? Spune-mi tu mie ce să se întâmple... Ca să crezi în Dumnezeu în final. Ai vrea să-ți vezi numele scris pe ceruri cu stele sau numele tău scris acolo sau cu tare? Ce ai vrea să se întâmple sau ce să se întâmple ca să ajungi să crezi? Și omul a spus nimic. Păi domne, asta e înrăirea aceasta. Nu este știință, nu este dialog, pur și simplu, aceasta e înrăire. Mântuitorul a spus, dacă nu mă credeți pe mine... Credeți cel puțin lucrările acestea. Uitați-vă la ele, trageți concluzii cu privire la Dumnezeu. Altul zice, eu nu înțeleg. N-are nimic. Ține minte
ce ți-am spus eu acum, spune Biblia, ce fac eu, tu nu înțelegi acum, nu e nicio problemă, dar hai să înțelegi pe parcurs, Dumnezeu are răbdare cu tine până când ajungi la punctul de înțelegere, nu te bate, nu te grăbește. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru. La Odiseea, nici măcar ca niște copaci nu vede oameni, ea nu are niciun fel de vedere. Dar nu e nicio problemă. Dumnezeu nu o leapădă pentru că e oarbă. Ea nu vede. Dumnezeu nu o leapădă pentru că ea are o imaginație. Te întrebi de unde vine cineva care poate să-și închipuie așa ceva despre starea ei și în realitate contrastat cu adevărul să fie. Dumnezeu nu leapădă pe cineva că trăiește într-o lume imaginară, că e orb. Stau la ușă și bat. Uite, am răspuns pentru ce ți se întâmplă acum. Am o soluție. Problema unui om nu este că asupra lui se găsește un neajuns sau un blestem sau un handicap. Problema lui este că refuză vindecarea. Aș vrea să urmărim lucrul acesta în viața câtorva oameni. Despre Moise se spune că a părăsit Egiptul prin credință, fără să se teamă de mânia împăratului. Pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut. Vezi ceva? A întrebat Iisus. E un profesor canadian, Jordan Peterson. A dat un răspuns, nu l-am auzit în viața mea. L-au întrebat, domne, crezi în Dumnezeu sau nu crezi? Și dumnealui a răspuns așa, eu trăiesc pe pământ ca și când Dumnezeu ar fi adevărat. Nu am puterea să fac demonstrație de matematică, să vă arăt vouă că există. Dumnezeu nu poate fi demonstrat. Dar eu trăiesc pe pământ ca și cum aș fi văzut pe cel nevăzut. Moise a părăsit Egiptul în ciuda pericolului nemaipomenit. Ce poate să facă o mână de oameni cu o biele în picioare și cu mâinile goale împotriva celei mai echipate armate din lume? Ce să facă oamenii aceștia? Și totuși Moise nu se teme de așa ceva pentru că este ca și cum a văzut. Ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Noi spunem multe despre Dumnezeu și e normal să spunem și e bine că menționam miercuri seara aici că Martin Luther spune nu mai râdeți unii de alții că am venit aici să predicăm corului. E foarte bine. Predică-i tu corului și corul să-ți cânte ție pentru că Biblia spune îndemnați-vă unii pe alții că altfel credința se stinge, moare, dispare. Trebuie să-ți ții viața și curajul după cum în fizic, dacă nu mișcă corpul, nu luptă, moare. Spune multe lucruri unii către alții, comunicăm. Când vom ști noi adevărul despre crezul nostru? Pe care îl recomandăm într-un anume fel și uneori avem tendința de a-l impune celor de lângă noi și a ne face pe noi măsura lucrurilor și spui lui ăsta, dacă nu vezi ca mine, înseamnă că nu ești adevărat. Tu ești adevărul? Când vom ști noi adevărul despre crezul nostru? E aceeași regulă ca și credința în Dumnezeu. Nu vei ști ce crezi și cât crezi în Dumnezeu decât atunci când singurul lucru care ți-a rămas este Dumnezeu. Abia atunci vei ști cine e Dumnezeu. Pentru așa la ora muzicală, păi aici e foarte frumos, da? De la ora muzicală până la Iov e drum lung. Și lui nu i-a mai rămas altceva decât Dumnezeu și ce a spus el despre Dumnezeu era adevărat, că el nu mai avea pe ce să se rezeme. Pe la jumătatea mileniului trecut, când a fost populată Guyana franceză, au mers acolo în principal catolici. Și-au ocupat insula, și-au început instruirea oamenilor în religia catolică. Huguenoți din Franța au zis, nu putem să stăm cu mâinile în sânt, trebuie să mergem și noi. Și-au mers și huguenoții acolo. Atunci unii învățau la școală catolică și când ieșeau pe stradă, discutau cu huguenoții. Și uite, ne-a învățat să ne rugăm la Fecioara Maria să se roage pentru noi, să mijlocească și huguenoții spuneau, noi e un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, niciun fel de sfânt nu este. În sfârșit, catolicii au expulzat huguenoții, dar pe drum cu corabia, când nu s-au depărtat prea mult de insulă, câțiva dintre ei, șase, au sărit peste bord și s-au întors noaptea înapoi pe insulă. Au zis, trebuie să rezistăm. Au fost capturați, au fost arestați, s-a făcut o închisoare din
așa, din lemne acolo. Și ce credeți că le-a făcut? Catolicii au pus pe hughenoți să-și scrie crezul. Și anume, punctul ăsta era al mijlocirii, că nu există mijlocitor între om și Dumnezeu, afară de Fiul lui Dumnezeu. I-a pus să-și scrie. E ușor să predic eu de aici și să spun eu că nu există mijlocitor între om și Dumnezeu decât Iisus. Dar când stai acolo într-o închisoare de bambus și când te așteaptă oamenii ăștia cu topoarele afară să te măcelărească de dacă scrii un lucru sau altul pe hârtie, atunci, de-abia atunci, vei ști adevărul despre crezul tău. Când crezul tău te va costa viața. Astăzi este ușor să spui astfel de lucruri. El a rămas neclintit, dar nu Moise a fost neclintit și niciunul din oamenii lui Dumnezeu nu a fost neclintiți. Când ascultați vreo predică sau citiți vreo carte unde se vorbește de neclintire și acolo este omul în centru, să știți că sunteți la altarul lui Cain, contribuiți cu ceva verdețuri pe care le-a adus el acolo. E omul în centru. Nimeni nu este neclintit sau statornic în sine. Noi suntem vânt și pleavă, ne zboară. Temelia pe care stăm, aceea se clintește sau nu se clintește. Temelia stă, nu tu. Am văzut un documentar, era o focă pe o calotă mică de gheață și niște balene din astea cu alb killer whales au mirosit-o și săltau gheața cu spinarea în toate părțile ca să o trântească în apă, să o mănânce. Ceea ce s-a și întâmplat. Și mă gândeam, zic, vezi, temelia pe care stă ea este un bloc de gheață care mișcă. Nu va rezista. Și n-a rezistat. Balenele au dat cu spinarea până cele din urmă au răsturnat-o în apă. Dacă va sta cineva în picioare, va sta pentru că temelia este neclintită. Asigură-te nu de tine ce fel de specialitate ești, ci asigură-te de temelia pe care stai, că această temelie este de neclintit. Moise a rămas neclintit în nădejdea aceasta ca și când ar fi văzut pe cel nevăzut. Ați văzut cum a murit Ștefan? Cum a murit Ștefan? Cine îmi spune? Da, nota 10. Cu ochii pironiți la Dumnezeu. Da, pietrele, dă lumea cu pietre. Ok, mai rămân pietre și pentru alții. Dar Biblia spune și a pironit ochii spre cer. Aceea era o temelie de neclintit. De aceea a spus Iisus omul ăstuia care vedea copaci. Vezi că nu e tot una ce vezi. Ce ți se pare că vezi va informa toată viața ta. Te vei purta cu oamenii în funcție de ceea ce vezi în ei. Dacă vezi oamenii ca niște copaci, ai să te porți ca în pădure. Dacă vezi omul ca fiind coroana creației lui Dumnezeu, ai să te porți cu respect ca și regalitatea aceasta franceză care a fost înjunghiată, mortal, și pe când murea a fost întrebată cine te-a înjunghiat. Maestate și dânsa a arătat, zice, Domnul acesta. Și ați văzut că Biblia spune, Dumnezeu n-a rostit niciun cuvânt de ocară împotriva celui rău, pentru că avea în vedere pe Creatorul. Depinde ce vezi. Dacă vezi din omul din fața ta, la aceeași persoană se uită diversi indivizi. Se uită un hoț, se uită un desfrânat, se uită un politician, un escroc. Fiecare vede în persoana asta ceva în funcție de... Dar Biblia spune că ochii Domnului nostru Iisus Hristos, ei văd, ei cercetează și El va judeca nu după cum îi se pare, ci va judeca după adevăr. Nu e nimeni vinovat că și-a făcut o anume părere despre cineva. Să străiască. Vinovat este dacă nu vine cu părerea aceasta la Dumnezeu. Doamne, eu sunt așa de convins că stau lucrurile în felul ăsta. Bun, foarte bine. Așează părerea asta pe masa lui Dumnezeu și lasă-l pe el să spune dacă ce ți se pare e tot una cu ce se vede. Când Saul nu l-a văzut pe David la masă,
el a știut ce este. Știu de ce nu e aici. E necurat. David nu era necurat. David era ascuns nu departe de acolo, încercând să-și scape viața. Dar în mintea lui Saul era stabilit lucrul acesta. De curând au descoperit un alt Betleem, un Aviram Osher se numește, un arheolog izraelit, și au descoperit un alt Betleem și Aviram, arheologul acesta, spune nu este Betleem unde se duce lumea acum. Nu corespunde cu nimic elementelor biblice. Uite, unde este adevăratul Betleem? Au fost, ce părere ai, l-au întrebat oamenii. Acum lumea o să înceteze să mai meargă la Betleem ăsta și să înceapă să meargă acolo. Zice, nu, stai liniștit. Odată ce oamenii au hotărât ceva în mintea lor, ei nu mai țin seamă de fapte. Orice fapte li s-ar prezenta sub ceruri, odată ce au hotărât ceva în mintea lor, rămâne așa. De asta a zis Albert Einstein că mintea odată extinsă la nivelul unei idei nu mai revine la forma inițială. Niciodată. Se poate corecta, poate să se adapteze adevărului, dar va păstra întotdeauna amprenta acelei extensii. Când odată ai pus ochii pe cineva și i-ai pus o ștampilă de un fel sau altul, chiar dacă o ștergi și nu mai este acolo, chiar dacă e cu cerneală simpatică de nu se vede, ea rămâne acolo. De asta l-a întrebat Domnul Hristos. Cum vezi, frate? Văd ca niște copaci. Nu e bine. Ai să te miști în viață inspirat și informat de această idee că oamenii sunt, oamenii nu sunt copaci. Oamenii nu sunt animale, oamenii nu sunt, ci oamenii sunt imaginea, creația, chipul lui Dumnezeu reflectat în ei. Aș vrea să încheiem cu rugăciunea aceasta ca Dumnezeu să ne facă neclintiți în adevăr. Și lucrul acesta, așa cum am spus înainte, se poate pe o singură cale. Atunci când vom sta pe temelia aceasta, pe care nu o poate clinti nicio furtună și nimeni sub ceruri. Cine poate să-mi răspundă în finalul acestei mici incursiuni în Scripturi, unde era punctul de intersecție dintre Dumnezeu și Satana în încercarea lui Iov? Ei a avut un punct de intersecție. Unde se intersecta drumul diavolului și drumul lui Dumnezeu? S-a intersectat într-un singur punct. Îmi pide oboseala vineri seara. Nu-i nimic. Se intersecta asupra neclintirii lui Iov. Dumnezeu a mizat pe neclintirea lui Iov. Dacă știa că ăsta nu e un om statornic, ci este unul care îl bate vântul sau stă pe o calotă de gheață pe care o răstoarnă balenele când vor, Dumnezeu nu-și arunca numele și nu-și lega numele cu el. Nu, l-ar fi iubit acolo unde era. Dar Dumnezeu a făcut un pas nemaipomenit, mizând pe statornicia lui, pe neclintirea lui. Asta a fost punctul de intersecție. Asul după mânica diavolului, care și închipuia el că l-are pe mânică, n-a fost niciun as acolo. A fost o iluzie. Era tot neclintirea lui Iov. El spera să nu se întâmple așa ceva. Iov să nu rămână neclintit. Era neclintit, dar spera să nu rămână neclintit. Deja v-ați dus cu mintea la expresia pe care a folosit-o soția lui. Când i-a spus lui așa, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Asta era problema. Neclintit. E una să fii neclintit când nu te clintește nimeni, când vremuri ca acestea. Și este alta să rămâi neclintit când n-a mai rămas nimic neclătinat în viața și ființa ta, oricotro te uiți lucrurile astea. Iar el rămâne neclintit. Îi spune chiar lui Dumnezeu, deși nu te înțeleg, nu știu ce faci, cred că o să-ți pare rău de ce ai făcut acum, dar nu sunt în locul tău, eu îți rămân credincios, eu rămân neclintit, eu te voi iubi până și dacă voi merge în mormânt și nu voi mai avea, orice s-ar întâmpla cu mine, eu rămân neclintit, tu rămâi neclintit. Dumnezeu să lucreze și să ne dea și nouă darul acesta,
al neclintirii pe care l-a promis în cuvântul său. El ne-a dat credința care este o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru templului. Cei mai mulți oameni au rămas la perdea acolo și s-au certat cu perdeaua acolo, fel și fel, și nu s-au ocupat cu cine este dincolo de perdea. Fiindcă rolul perdelei era să vorbească despre cel de dincolo de perdea. Și ancora nu se prinde în perdea, ci se prinde dincolo de perdea, acolo unde este stânca veacurilor. Aceasta neclintită. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Unde te vezi în planul acesta al lui Dumnezeu? Nu este rău să te gândești. Nu este rău să te duci la doctor și să-ți faci o evaluare medicală. Știu că ești convins că ești cel mai sănătos om de pe uliță, dar știu eu, mulți oameni ne-au murit fiindcă erau prea sănătoși. Alții care au fost bolnavi toată viața au trăit tavan foarte mulți, că dacă ei au fost bolnavi s-au dus mereu la doctor, dar ăsta sănătos, ăsta nu se duce la nimeni pentru că el a murit și muare de sănătos, săracu. La fel este în credință. Unde te vezi în mijlocul acestor lucruri? Cine zic oamenii că sunt eu? Așa și așa. Bun, dar tu personal, ce zici tu despre mine? Aceasta era întrebarea capitală. Acesta este rostul cinei Domnului de mâine. Iisus se descoperă pe sine în ceea ce se întâmplă. Aș vrea să încheiem cu cuvintele lui Petru, care spune către noi toți. Dumnezeul, 1 Petru 5 cu 10, Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Amin.